E fix 30. Mai așteptam pe cineva sau pornim? Bine, haideți atunci, o să începem. Bună dimineața, stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni. Ne aflăm aici astăzi la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului cu... și iarăși ignorați, vă rog, această parte a feței. Ne aflăm aici la ODA cu ocazia lansării unui nou produs al organizației, și anume compensații pentru dobânzile achitate la creditele investiționale. După cum știți și după cum nu este un secret, trecem printr-o perioadă incertă, trecem printr-o perioadă complicată și aceste complicații se răsfrâng în primul rând asupra economiei și mai ales asupra antreprenorilor. În acest sens, mai ales în cazul în care un antreprenor a contractat un credit fără a ști, pentru că nimeni nu știa ce urmează, acesta acum se confruntă cu costuri în creștere la creditele bancare. Suntem conștienți de această problemă și, după cum am spus în nenumărate rânduri, este datoria și responsabilitatea statului să fie alături de oameni în această perioadă, să fie alături de antreprenori, în special alături de antreprenorii cei mai vulnerabili și cei mai în nevoie de susținere și ajutor. Antreprenorii trebuie să simtă că statul este de partea lor. Ori, odată cu inflația în creștere, un lucru declanșat de factori externi și amplificat și de războiul din Ucraina, este natural că Banca Națională a trebuit să intervină cu creșterea ratei de bază, ceea ce a condus și creșterea costurilor de dobânzilor la credite pentru antreprenori. În acest sens, ODA astăzi lansează acest mecanism de compensare a dobânzilor la creditele investiționale. Și o să mă întrebați, și o să ne întrebați de ce investiționale. Răspunsul este simplu, pentru că având resurse limitate, să o recunoaștem, suntem în continuare una dintre cele mai sărace țări din Europa. Nu trebuie să ne rușinăm de asta, dar trebuie să acceptăm și să muncim ca să creștem această economie cât mai rapid, cu pași cât mai mari. Însă, în limita resurselor disponibile, trebuie să setăm prioritățile corect. Și aici decizia este cumva naturală că, în primul rând, acei agenți economici, acele IMM-uri care au efectuat investiții înainte de criză, neștiind ce îi așteaptă, trebuie să protejați de aceste creșteri ale costurilor. Respectiv, ODA va compensa acelor agenți economici care vor aplica la acest instrument până la 2 puncte procentuale din costul creditului, din costul dobânzii. Dar mai multe detalii, poftiți, domnul Pintea, poate să intre în mai multe detalii. Mulțumesc, domnule ministru. Stimați antreprenori, iată că Ministerul Economiei și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului confirmă în continuare că este alături de antreprenori. După alocări de resurse semnificative în programele de granturi, în luna septembrie, odată cu rectificarea bugetului de stat, guvernul a mai alocat 200 de milioane de lei pentru a compensa ratele de dobândă în creștere la creditele investiționale contractate de antreprenorii autohtoni. Regulamentul privind modul de compensare a fost aprobat în luna noiembrie prin hotărârea de guvern 780 și acesta prevede efectiv care sunt criteriile de eligibilitate. Și deja astăzi urmează să prezentăm care sunt pașii de aplicare la acest mecanism. Deci, despre criteriile de eligibilitate. Este vorba despre creditele acordate în scop investițional și deja a fost explicat care a fost motivația care a stat la baza acestei prevederi. Vor fi compensate dobânzile la creditele contractate în lei moldovenești, pentru că aici a fost o creștere semnificativă, urmare creșterii ratei de bază. Este vorba de creditele active la 1 august,
pentru că iarăși creșterea a avut loc pe, la mijlocul verii. Și creditele care la moment sunt clasificate de creditor în categoria standard sau supravegheat. Compensațiile vor avea loc pentru o perioadă de 5 luni, începând cu luna august până în luna decembrie anul curent. Iar în ceea ce privește instituțiile financiare, este vorba de creditele sau împrumuturile contractate atât de la băncile comerciale, de la organizațiile de creditare nebancare, cât și de la asociațiile de economii și împrumut. În ceea ce privește domeniile de eligibilitate ale companiilor, este vorba în mare parte de tot sectorul economic, cu excepția câtorva sectoare care nu sunt incluse în legea 179 și care nu pot beneficia la moment de suportul din partea statului. Deci, am să dau doar câteva exemple, reprezentanții din agricultură, din industria extractivă, prelucrătoare, producția și furnizarea de energie electrică și gaze, distribuția apei, activități de cazare, alimentație, informații, comunicații, învățământ, sănătate, asistență socială, sunt câteva caiemuri care sunt eligibile pentru a aplica la aceste compensații. După cum a fost menționat, mărimea compensației este în cuantum de 2 puncte procentuale și se calculează după o formulă care este prezentă atât în regulament, cât și într-un ghid pe care orice antreprenor o să-l găsească pe site-ul ODA. Mărimea maximă a compensației a fost plafonată la 300.000 de lei, pentru că trebuie să totuși să avem un anumit plafon pentru cei cu credite foarte mari, probabil deja aceia au mai multe resurse pe cont propriu să-și asume această creștere de dobânzi. În ceea ce privește frecvența compensațiilor. Da, noi înțelegem, suntem deja în luna noiembrie și deja câteva luni din lunile prevăzute pentru compensații au trecut. Deci, antreprenorul are două posibilități. Fie aplică în continuare pentru fiecare lună în parte, fie la finalul perioadei după luna decembrie aplică o singură dată pentru toate cele 5 luni și primește o singură dată compensația. Deci, spre exemplu, ca să fie mai clar, un antreprenor poate aplica în luna noiembrie, deci în luna curentă, pentru a primi compensația pentru august, septembrie, octombrie. În decembrie poate aplica deja să primească pentru noiembrie, iar în ianuarie poate să aplice pentru decembrie. Sau poate să aplice în luna ianuarie pentru toate cele 5 luni o singură dată. Deci depinde de calculele pe care le are antreprenorul și de necesitatea de care are nevoie pentru aceste resurse financiare. Este foarte important de menționat că sunt eligibile companiile care sunt clasificate drept întreprinderi mici și mijlocii, conform legii 179, dar trebuie de reamintit că săptămâna trecută Parlamentul a votat în lectură finală amendamente la legea 179, prin care au fost crescute plafoanele la ceea ce definim IMM-uri până la 100 de milioane de lei venituri din vânzări, 100 de milioane de lei active și 249 număr de angajați. Practic au fost dublate plafoanele, respectiv mult mai mulți antreprenori au posibilitatea de a fi eligibili la acest instrument de compensare. Dar și la celelalte programe pe care le implementează Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Acestea sunt prevederile regulamentului. În continuare, aș vrea foarte pe scurt să prezint cum are loc efectiv mecanismul de compensare și ce trebuie să facă antreprenorul pentru a beneficia de aceste compensații. După cum deja ODA a anunțat pe parcursul ultimilor luni, orice suport pe care îl acordă ODA, deja nu mai este nevoie de o interacțiune directă dintre organizație și antreprenor. Orice aplicație la programele ODA se realizează online, la distanță, în baza semnăturii electronice. Deci, am să rog camerele să treacă către ecran pentru a prezenta efectiv care este mecanismul de aplicare. Deci, pe pagina oda.md veți vedea în partea dreaptă un banner pe care este scris compensarea dobânzilor la creditele investiționale. Făcând click pe acest banner, antreprenorul este direcționat efectiv către aplicația în care urmează să introducă anumite date pentru a-i se face calcule și a primi compensația. Apropo, aici este un ghid explicativ pe care antreprenorul poate accesa pentru a afla mai multe detalii. Modelul certificatului de la creditor pe care va trebui să-l obțină de la bancă sau organizația de creditare nebancară,
dar și un link către regulamentul de compensare care spuneam aprobat prin hotărâre de guvern. Deci primul lucru pe care trebuie să-l facă este să introducă un codul IDNO al antreprenorului și ulterior va fi direcționat efectiv către chestionarul de completare. Deci automat se va completa date cu privire la denumirea companiei, la forma organizatorică juridică, numele și prenumele administratorului. Ulterior, câteva date despre companie, cum ar fi adresa de e-mail prin care noi să corespondăm și să dăm răspunsul, numărul de telefon, domeniul de activitate din acele caiemuri care au fost incluse în regulament, tipul instituției financiare de la care a fost contractat creditul, alegem și o bancă anumită, numărul certificatului eliberat de creditor este acel model de certificat care va fi eliberat de către, care va fi extras de către antreprenor, ulterior eliberat de către bancă și care va confirma datele cu privire la credit, data emiterii certificatului. Înțelegem că sunt antreprenori care pot avea mai multe credite de la aceeași bancă, va menționa câte credite are și mai departe va include câteva date despre credit, cum ar fi suma creditului, destinația, foarte important, creditul să fie cu destinație investițională și acest lucru va fi confirmat de către bancă, soldul creditului, perioada pentru care se solicită compensarea, după cum spuneam, în luna noiembrie vor putea aplica deja pentru 3 luni care deja au trecut, rata dobânzii care pentru fiecare lună care iarăși va fi confirmată de bancă prin certificatul pe care îl va obține, valoarea dobânzii, clasificarea creditului, spuneam că doar cele care sunt standard și supravegheat și codul IBAN al contului curent pentru a ști pe ce cont să transferăm mijloacele financiare. Și vor fi încărcate doar două documente, este vorba despre copia contractului de credit, ca noi să putem verifica corectitudinea acestor date, pentru că nu neapărat antreprenorul va include ceva greșit, se poate întâmpla anumite erori automate care să fie realizate atunci când introduceți datele. Deci copia contractului de credit, certificatul și certificatul eliberat de la creditor. Eventual, dacă este vorba de un credit refinanțat, o să fie nevoie și de copia contractului de credit refinanțat. Toată această aplicație, la final, se confirmă că datele sunt corecte, sunt depuse cu bună credință, actele corespund cu originalul și confirmă că la solicitarea ODA vor prezenta oricare alte informații suplimentare. Ulterior, această aplicație generează un formular care se downloadează, se semnează cu semnătura electronică și se încarcă înapoi pe site-ul ODA. Aplicația vine în cadrul organizației noastre, este analizată. Timp de 10 zile din momentul depunerii, antreprenorul va primi răspuns dacă solicitarea lui este eligibilă sau nu și ulterior banii vor fi transferați în luna următoare, la început de lună, pentru luna precedentă. Cam asta este foarte pe scurt mecanismul de aplicare. Îndemn antreprenorii să intre pe site-ul ODA, să citească acel ghid de care spuneam, iată, am să mai arăt odată, un ghid explicativ care poate fi descărcat și citit de către antreprenori, unde toată informația este explicată în termeni cât mai pe înțeles, astfel încât toți cei care au credite, toți cei care au avut creșteri de dobândă, să poată cât mai rapid aplica, să nu întâmpine careva bariere și să primească acea compensație pe care guvernul o pune la dispoziție. Mulțumesc. Domnule ministru, dacă vreți să... Vă mulțumesc, domnule Pântă, și mulțumesc colegilor la ODA pentru munca pe care o depun. ODA a devenit principalul partener al antreprenorilor atunci când e vorba de stat și asta este foarte plăcut. Și cum ați văzut, acesta este doar unul din instrumentele pe care ODA le oferă pentru antreprenori. Procedura este, corectați-mă dacă greșesc, dar este 100% online. Exact. Eu nu cred că ar trebui să dureze mai mult de câteva minute. Hai,
să spunem, în 15 minute, nu cred că este mai mult, după cum se pare, și răspunsul de la ODA vine în zile numărate. Ați spus în 3 zile. În 10 zile. În 10 zile. Răspuns, da. Deci răspunsul în 10 zile. Asta este încercarea statului de a fi alături de antreprenorii care efectuează investiții, pentru că o investiție nu este doar o investiție, este și locuri de muncă create aici acasă, este și potențial de export, este și creștere economică și este desigur și venit la stat. Pe umerii antreprenorilor există acest stat, trebuie să spunem asta mai des, trebuie să spunem asta mai direct, pentru ca toți funcționarii să se pătrundă de această realitate și de acest adevăr. Și Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Economiei este și va fi alături de antreprenori în această perioadă incertă din toate resursele de care dispunem. Asta am vrut să vă spunem. Vă mulțumim foarte mult. Dragi antreprenori, accesați www.oda.md și alegeți instrumentul care vă este mai convenabil, inclusiv acest instrument de compensare a dobânzilor care este astăzi, dar mai sunt și altele. O să mai producem și o să mai lansăm și mai multe asemenea instrumente. Vă mulțumim! Mulțumim! Da, este plafonul maxim a compensației maxime pe care poate beneficia un antreprenor pentru cele 5 luni. Valoarea maximă a compensațiilor, spuneam că guvernul a alocat un buget de 200 de milioane de lei pentru a compensa ratele de dobândă. Deja în proces de lucru vom vedea câți bani vor fi alocați, câte solicitări vom avea și la final vom face neapărat un raport și vom prezenta publicului câte solicitări au fost, în ce cuantum au fost și câți bani au fost debursați prin acest instrument. Vă mulțumim! O zi bună!